În această dimineață, avem înaintea noastră un alt pasaj care vorbește despre suferință. Și m-am gândit dacă nu cumva în mintea cuiva s-ar putea ridica întrebarea oare ce relevanță au pentru noi pasajele care vorbesc despre persecuție sau despre suferință pentru Hristos, deodată ce noi, deși suferim într-o oarecare măsură pentru Hristos, sub nicio formă nu ne putem, zic eu, compara cu credincioși și altor viacuri care au fost, uh, au fost supuși la tot felul de chinu și de suferințe. Uh, răspunsul la această întrebare sau nedumerire, cu ce sunt practice pasajele care vorbesc despre suferința pentru numele lui Dumnezeu, da persecuția, cu ce sunt ele relevante pentru noi, uh, răspunsul s-ar putea împărți în două. În primul rând, uh, de exemplu, dacă ai suferit pentru o boală. Da, nu suferi pentru Hristos, nu suferi că ești creștin, suferi pentru o boală. Uh, și suferința aceea este importantă și cred eu este contabilizată înaintea lui Dumnezeu din următoarea pricină. Tot ceea ce noi facem pe pământ este făcut pentru Dumnezeu. M? Biblia spune dacă mâncăm, dacă bem, dacă facem orice altceva să fie făcut pentru slava lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu atât mai mult, un eveniment important din viața noastră în care suferim în trupul nostru sau avem un anumit necaz sau avem o anumită întristare sau suntem persecutați sau suferim pentru numele Domnului, cu atât mai mult lucruri acestea sunt importante înaintea lui Dumnezeu și contează modul în care inima noastră se raportează la situația aceea înaintea lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce noi facem este important înaintea lui Dumnezeu, inclusiv suferința datorită unor evenimente neprevăzute, nedorite pe pământ. În al doilea rând, Numele lui Dumnezeu este într-un mod special înălțat în suferință, pentru că este mult mai ușor să-L urmezi pe Dumnezeu când se bine decât când ți greu. Sunt foarte mulți oameni care, în mijlocul suferinței, au hulit numele lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care, în mijlocul suferinței, au zis ei, l-au lăsat pe Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, miza evenimentului în care Iov trece prin suferințele acelea crunte, miza este ca Iov să spună niște cuvinte despre Dumnezeu. Satana nu spune că atunci când îi voi lua toate lucrurile, Iov nu știu ce va face. Nu, satana spune, sunt încredințat că atunci te va blestema în față. Da? Atât a vrut satana de la, de la Iov. Ca în mijlocul suferinței să spună niște lucruri împotriva lui Dumnezeu. Și vedeți, suferința sau în suferință, atașamentele lăuntrice, ascunse ale inimii, lucruri care au stat mocnite în inima noastră, poate pentru ani de zile, iasă să afară la suferință. Neîncrederea în Dumnezeu, neîncrederea în providența lui Dumnezeu, neîncrederea în dragostea lui Dumnezeu, o neprihănire de sine, dar de ce mi se întâmplă mie? Dar eu care am făcut aia, aia așa, aia, oare de ce Dumnezeu? În mijlocul suferinței, în special în mijlocul suferinței, ia să la iveală o grămadă de lucruri. Și de aceea cred că atunci când un credincios trece prin mijlocul suferinței, indiferent de ce natură ar fi suferința, când trece prin cu suferinței, într-un mod special numele lui Dumnezeu este înălțat, dacă el trece în cu suferințe cu credință în Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu. De aceea cred că toate pasajele care vorbesc chiar despre a fi persecutat pentru numele lui Hristos au relevanță pentru noi, pentru că principiile suferinței se aplică la orice tip de suferință. Eu și când sufăr sunt creștin, chiar dacă sufăr că mă doare capul, chiar dacă sufăr că mă înjura cineva pentru numele Domnului. Eu sufăr chiar dacă mi-o ars casa. Eu tot pentru numele Lui Dumnezeu sufăr, că îs creștin și atunci când mi-o ars casa. Nu am încetat să fiu creștin atunci. Și atunci, într-un mod special, repet, arăt atașamentele profunde ale inimii mele. În cine mă încred eu? Da? Care a fost relația mea cu Dumnezeu? În această dimineață aș dori să privim textul acesta înțelegând că Sfânta Treime, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, trebuie să fie motivația supremă ca noi să ne purtăm ca niște creștini în mijlocul suferinței. Sfânta Treime. Da. Și uitați-vă, versetul 14 vorbește despre Domnul mă scuzați, versetul 12, 12 și 13 vorbește, vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, cum ne motivează El să ne purtăm ca niște creștini în suferință, fiindcă avem patimi, parte de patimile lui Hristos, ne vom bucura și ne vom veseli la arătarea slavei Lui. Motivația în suferință este Hristos. În versetul 14, motivația în suferință este Duhul Sfânt. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu te odihnește peste voi. Și de la versetul 15 la versetul 19, Tatăl Dumnezeu este motivație în suferință. Zice versetul 16, să proslăvească pe Dumnezeu, pentru numele de creștin. Versetul 17, judecata să înceapă, să înceapă de la casa lui Dumnezeu, a doua oare când pomenește numele lui Dumnezeu, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu, da? Și apoi versetul 19, așa că cei ce supără după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul, suflet, Sufletele Credinciosului Ziditor, adică lui Dumnezeu, și să facă ce este bine. Deci pasajul este relativ ușor de urmărit. Ne uităm la fiecare persoană a Sfintei Treimi și felul în care acestea ne motivează să ne purtăm ca niște creștini în mijlocul suferinței. Întâi ne uităm cum ne motivează Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos spune, Petru ne dă bucurie în mijlocul suferinței. De aceea cred că creștinismul uh, are un răspuns foarte robust, foarte puternic pentru suferință. Nu există om pe planeta asta care să nu sufere într-un fel sau altul. Nu există. Și la un moment dat sau altul, dacă cineva stă să gândească puțin și să analizeze lucrurile fără să aibă un IQ mare, își va pune întrebarea cu privire la rostul suferinței pe pământ. La un moment dat, aproape fiecare persoană sigur avunge la un punct de lehamite. Domnule, de ce sufer? Dacă nu suferă, dacă nu suferă fizic, are suferință poate mentală, are suferință psihică, are suferință cu privire la întrebări, cu privire la sensul vieții, cu privire la scopul vieții. Cu privire la valoarea, la, la direcția vieții lui, toți oamenii de pe Pământ suferă. Creștinismul este religia care răscumpere suferința, care dă o altă valoare suferinței. Și nu prin faptul că suferința în sine este ceva de dorit. Au existat de-a lungul timpului în creștinism anumite facțiuni de oameni, anumite, nu știu cum să le spun, culte, secte, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, care au. Într-un fel au spus că suferința în sine are puterea de a produce ceva pozitiv în noi. Nu, suferința nu face nimic bun în noi. Suferința are capacitatea de a scoate tot ce e rău din noi. Însă, în mijlocul suferinței, un creștin este întărit de Duhul Sfânt și lucrat de Duhul Sfânt. Deci pe noi nu ne modifică suferința, nu ne face suferința niște oameni extraordinari. Ci pe noi Duhul Sfânt ne modifică și ne transformă în mijlocul suferinței. Și Dumnezeu prin lucrarea Domnului Isus a Duhului Sfânt, dă o altă valoare suferinței. de o altă valoare suferinței, da? În ce fel Domnul Iisus Hristos ne dă bucurie în suferință? Pentru că lucrul ăsta, cel puțin la prima vedere, este ciudat și pentru noi care suntem creștini poate de ani de zile, încă ni se pare așa, cel puțin ciudat, da? Cum să te bucuri în mijlocul suferinței? În ce fel? Ce ar putea să-ți facă Dumnezeu ca în timp ce suferi să începi să te bucuri? Ce ar putea să-ți facă Dumnezeu? Lăsați-vă puțin mintea să umble. Ce ar putea să-ți facă Dumnezeu ca în mijlocul, unei în mijlocul unei suferințe să te bucuri? Ce? Petru spune că există ceva care pe tine ca și creștini ar putea să te facă să te bucuri în mijlocul suferinței. În versetul 12, totuși, el spune că n-ar trebui să ne mirăm de suferință. Zice, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Ce cel puțin pentru faptul că trăim pe un pământ stricat, pe un pământ în care creața, spune Pavel, suferă și așteaptă glorificarea fiilor lui Dumnezeu, așteaptă răscumpărarea. Da? Creația suferă. Nu ar trebui să ne mirăm de lucrul ăsta. Da? El spune, nu vă mirați de încercarea de foc. Da? E o încercare aspră din cu vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca să vă testeze, ca de ceva ciudat. Ați auzit creștini care să miră că suferă? Dar de ce mi s-a întâmplat mie? Păi eu mă duceam în misiune. De ce, am făcut de ce am făcut, accident cu mașina? De ce crezi? Dumnezeu a lăsat undeva scris că dacă creștinii se duc în misiune sau se duc să spună altora despre Dumnezeu, ei nu o să aibă accidente. Sau că nu o să moară. Adică care e diferența că unul s o dus și o propăduit acum uh, uh, 1800 de ani, să a dus și o propăduit Evanghelia cuiva și ăștia l au prins și l au omorât, sau l-o ars pe rug? Și care e diferența între ele? Și eu care m-am dus la o evangelizare și în ce am mers pe drum am murit într-un accident. Care e problema? Cum a murit ăla, așa am murit și eu. Ăla au murit poate în chinuri mai mari. Eu am murit, am avut avantajul să am o mașină care poate să aibă suficientă viteză să mor pe loc. deci mi s-a făcut un favor la urma urmei. De ce ar trebui să mă mir de lucrul ăsta? Pentru un creștin suferința nu trebuie să fie ceva de mirat. Spune Petru aici. Zice, cade ceva ciudat care a dat peste voi. Dar de unde a venit asta? N-aveam noi undeva scris acolo o promisiune a lui Dumnezeu, voi niciodată nu o să suferiți. Din momentul în care vă pocăiți, nu mai ai treabă, domnule. Bolnav nu o să fii, prunci o să fii ascultători, probleme financiare nu o să ai, o să ai cele mai bune servicii, deci voi să fiți elita societății. Nu ai nicăieri în Biblie promisiunea asta. Din potrivă, avem o sumedenie de promisiuni, de profeții că vom trece prin multe multe necazuri. Prin multe necazuri. Și ca așa zice, trebuie să intrăm în părăția lui Dumnezeu. Așa. De ce tre ne trece Dumnezeu prin aceste încercări de foc? În mijlocul cărora El ne modelează viețile noastre. Ce anume totuși ne dă bucurie. Auziți ce spune versetul 13? Din potrivă, bucurați-vă! Este un imperativ, este o poruncă. Nu zice unii dintre voi care sunteți mai tari în credință, bucurați-vă! Nu este un imperativ dat tuturor creștinilor. Bucurați-vă! De ce? Întrucât aveți parte de patimile lui Hristos sau sunteți părtași, este uh, termenul coinonia aici, dar sunteți părtași la patimile lui Hristos. Acum este foarte important de înțeles lucrul ăsta. Noi nu suntem părtași la patimile lui Hristos substitutive, ispășitoare. Adică Iisus a plătit puțin pentru suferințele noastre pe cruce și trebuie să suferim și noi puțin ca să ne ispășim păcatele. Să știți că în interiorul creștinismului au fost oameni care au spus lucrul ăsta. Chiar dintre evanghelici, într-o anumită parte, nu dau acum detalii prea multe, într-o anumită parte a evangelismului există convingerea că dacă ai trăit într-un anume păcat sau ai făcut anumite lucruri, ca să te ispășești într-un fel de păcatele, alea, trebuie să suferi, să te mântui prin suferință. O altă teologie asemănătoare acestei este că la venirea Domnului, când va fi răpită biserica, poate vă sună, deja încep să vă sune cunoscut, cei care n-au fost pregătiți vor rămâne pe pământ în necazul cel mare ca să fie mântuiți prin suferință. Și spuneți, Petru spune aici că avem parte sau suntem părtași sau suntem în coinonie cu patimile lui Hristos. El ne-a mântuit de anumite păcate, cel puțin alea până la botez, zic ei, de restul păcatelor, Acum, ce vrei să facă Dumnezeu tot? O suferi Domnul Iisus. Dar și tu acum, frate, suferi și tu puțin pentru păcatele tale. Să simți și tu ce înseamnă păcatul, da? Nu, nici vorbă. Petru vorbește aici despre a suferi de dragul lui Hristos, da? A suferi fiindcă ești creștin. Nu se referă că suferi pentru păcatele tale. Din potrivă, el ajunge să ne spună imediat nimeni din voi să nu suferi ca un ucigaș, ca un hoț, ca un făcător de rău. Deci nu este o suferința mea ispășitoare. Trec printr o boală și ai așa un fel de să știți că sunt oamenii foarte sadici. Din punct de vedere spiritual, să știți, există un sadism spiritual fantastic. Sunt oameni atâta de, de îndoctrinați cu ideea asta că pot să-și spășească păcatele, încât atunci când trec prin suferință să bucură. Da, acum am spăl păcatele și trece, are, are o satisfacție și o bucurie. El atunci își făurește neprihănirea în cu suferință, Ești bolnav! Aaaa! Mă, acum mă mântui prin suferință! Să e o boală! Este o boală spirituală profundă a inimii de care foarte mulți oameni, mulți oameni care m-au auzit lovind în teologia asta m-ar considera eretic cu ereticilor. că zic, dar eu am suferit atâția ani degeaba, cum eu nu m-am mântuit prin suferința aia? Eu nu m-am câștigat neprihănirea prin suferința aia cruntă prin care am trecut? Mulți oameni ar, ar ură faptul că în mijlocul suferinței trebuie să te bucuri și că suferința de care ne bucurăm nu este o suferință prin care ne spălăm păcatele ci este o suferință de dragul lui Hristos. Și chiar dacă sufăr în trup sau sufăr în orice fel, eu vreau ca în mijlocul suferinței să arăt pe Domnul Isus Hristos. Ei au parte de patmile lui Hristos în sensul că suferă de dragul Domnului Isus Hristos, da? De dragul Domnului Isus Hristos și în felul acesta atestă că sunt al lui Hristos. Deci dacă Hristos a suferit datorită faptului că a fost lumina lumii și sufăr și eu de dragul Domnului Isus Hristos, într-un fel dovedesc că sunt al lui Hristos. Dovedesc că sunt al lui Hristos teologia prosperității, că dacă ești al lui Hristos, toate lucrurile îți merg bine, este exact opusul acestei teologii. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ești mai binecuvântat de Dumnezeu, cu atât arăți mai clar lumii că ești în favorul lui Dumnezeu. Dacă ai o mașină proastă, ce, ce spui tu, Domnule, despre Dumnezeu? Când umbli cu jaful ăla de mașină? ăla ai Dumnezeu tău, atât au reușit Dumnezeu tău să te binecuvânteze. Asta e logica Evangheliei Prosperității. Din potrivă, logica Sfintelor Scripturii este că dacă în o suferiți te bucuri, arăți cu adevărat care este valoarea cea mai mare a vieții tale. Nu sănătatea, nu mașina, nu casa, nu alte lucruri, ci Domnul Isus Hristos. Totuși, de ce ne bucurăm? Avem parte de de lui Hristos, spune, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavii lui. Este o traducere care arată puțin mai bine verbele astea două, să vă bucurați și să vă veseliți. Ele se leagă într-un mod diferit. Traducerea GBV 2001 zice așa. Zice, după cum aveți parte de suferințele lui Hristos, bucurați-vă ca și la descoperirea gloriei sale să vă bucurați cu mare bucurie. Și o notă de subsol, să vă bucurați sărind cu bucurie. Ăsta e originalul. Să vă bucurați cu o bucurie extraordinar de mare. Zice, dacă treci acum prin suferință, în felul acesta dovedește atașamentul tău profund față de persoana Domnului Isus Hristos. Ca eu, eu n-a blestemat pe Dumnezeu în suferință, Dumnezeu a dat, Dumnezeu la, Dumnezeu e valoarea supremă a vieții mele, nu lucrurile pe care le-am avut. Mă doare că mi-am pierdut copiii, mă doare că, trec prin tragediile astea, dar Dumnezeu e valoarea supremă a vieții mele. Eu nu las pe Dumnezeu pentru lucrurile astea. Atașamentul principal a vieții mele, persoana de care sunt eu alepit în mod principal în viața mea, este Dumnezeu. Nu pruncii mei. Asta a spus eu cu alte cuvinte. Nu pruncii mei și a arătat gloria lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. A arătăm noi gloria lui Dumnezeu în mijlocul suferinței, dar în felul acesta și prevestim într-un fel ce o să avem la arătarea slavei Lui. Ce am valorificat noi pe pământ? Pe Hristos. Dacă l-am valorificat pe Hristos, spune că la venirea Domnului Isus Hristos ne vom bucura cu mare bucurie, da? Sau ne vom veseli sărind de bucurie. Sărind de bucurie. Deci, mă, imaginați venirea Domnului Iisus Hristos, așa, o încolornare din asta sobră, mulțumim, Doamne, că ești mântuit, ne facem câte o cruce mare acolo, stăm toți încolonați acolo, mai, numai să trecem de pragul cerului și... Fuu, am intrat și eu aici. Era, nu știu sigur dacă era să trec acolo la detectoare. Sunt sau nu sunt mântuit. Nu e asta. Zice că la venirea Domnului Isus Hristos, dacă suferim pentru Hristos, dacă suferim de dragul lui Hristos, dacă suferim arătându-L pe Hristos ca valoarea noastră supremă, zice, ne vom bucura cu mare bucurie. Vom sări de bucurie. De ce? Pentru că încă de pe pământ noi ne-am arătat atașamentul față de Domnul Isus Hristos. Acum, un fel în care un creștin ar trebui să înțeleagă într-un mod special suferința este prin faptul că n-a existat nicio persoană în universul acesta care să sufere mai mult decât Domnul Isus Hristos. Și mulți oameni au intră așa într-un fel de confuzie când aud asta. Crezi că a existat o persoană care să sufere mai mult decât Hristos? Când oamenii își pun întrebare, unde e Dumnezeu când eu am trecut prin aia? Unde e Dumnezeu când mi s-a întâmplat aia? Oamenii presupun sau pornesc la premisa că Dumnezeu habar nu are ce este suferința. Dumnezeu e retras undeva în univers, ne-a lăsat pe noi pe pământul ăsta distrus de păcat și de calamități și de tot felul de lucruri, cu virus, cu boli, cu tot felul de lucruri și Dumnezeu ne cere pe deasupra și să mai trăim în Sfințenie. Știe Dumnezeu prin ce trecem noi? Ce ziceți? Are Dumnezeu habar, știe Dumnezeu că e tot știitor, dar are Dumnezeu habar ce înseamnă să experimentezi suferința? Are. Știți de ce are? Pentru că spune Scriptura despre Dumnezeu că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când a împăcat Dumnezeu lumea cu sine în Hristos? Când? Când Hristos domnea, bine mersi? Nu? Când Hristos era în cele mai crunte suferințe. Și repet, Domnul Iisus Hristos a fost singurul om care a suferit cel mai mult din următoarea pricină. Suferința cea mai mare nu este suferința fizică. Nu este suferința fizică. Știți, credincioșii care au fost torturați în închisorile comuniste mărturisesc lucrul acesta. Nu suferința fizică i-a dus pe mulți dintre ei în pragul disperării, ci tortura psihică, mentală. Aia a fost suferința cea mai mare. Nu a existat nici o persoană pe planeta Pământ care să-i fie atât de detestabilă moartea păcatul, despărțirea de Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Nici o persoană, niciunul dintre noi nu putem simți ce înseamnă cu adevărat grozăvia păcatul. Niciunul dintre noi. Că suntem obișnuiți cu el. Niciunul dintre noi nu putem simți ce înseamnă grozăvia despărțirii de Dumnezeu. De ce? Că nu așa ne-am născut, ne născut, despărțiți de Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu știm ce înseamnă ca mânia lui Dumnezeu să cadă peste noi. De ce? Că n-a căzut peste noi. Și a căzut peste Domnul Isus Hristos. Niciunul dintre noi nu știm ce înseamnă să fim judecați în mod suprem de Dumnezeu. De ce? Că nu am fost judecați în felul acesta, ci a fost judecat Domnul Isus în locul nostru. De aceea suferința, tortura mentală, psihică a Domnului Isus Hristos, când a luat păcatul nostru, când a absorbit mânia lui Dumnezeu, când a fost judecat în locul nostru, când a fost despărțit de Dumnezeu, când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-a părăsit? Tortura psihică a Domnului Isus Hristos a fost inimaginabilă. Inima Domnului Isus s-a crăpat în el datorită acestei suferințe. Nu datorită suferinței fizice, în primul rând, ci datorită suferinței spirituale. da, În despărțirea de Dumnezeu, în faptul că a fost judecat de Dumnezeu, în faptul că a, a căzut pe păcatelor noastre peste Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos este persoana care înțelege cel mai bine suferința noastră. Și Evrei, capitolul 2, ne spune într-un mod special lucrul ăsta, pentru că a suferit și a fost ispitit. Poate să vină în avutorul celor ce sunt inspițiți. De aceea el este un mare preot milos, pentru că el știe ce înseamnă suferința și știe mai bine decât noi ce înseamnă suferința. Și de fapt suferința cea mai mare pe care am fi putut să o experimentăm vreodată pe pământul acesta a luat-o domnul Isus Hristos. Și suferința cea mai mare pe care am fi putut să o experimentăm dincolo tot a purtat-o domnul Isus Hristos pentru noi. Din punctul acesta de vedere spune Petru gândindu-vă la final Bucurați-vă! Bucurați-vă gândindu-vă la bucuria și veselia de care veți avea parte la arătarea slavei sale. Arătarea slavei Domnului Iisus Hristos va fi o eliberare totală de suferință, de necaz și de întristare. În al doilea rând spune că nu doar Domnul Iisus este o motivație pentru noi în suferință, ci și Duhul Sfânt. Zice așa, dacă sunteți bajocuriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi. Este cuvântul pe care îl folosește Domnul în introducerea predice de pe munte, ferice de cei, ferice sau binecuvântați sunt cei. Este fericirea aceea despre care vorbeau evreii ca stare supremă, de satisfacție și de împlinire lăuntrică, da? Shalomul, pacea ființei umane pe care omul a pierdut-o din Eden. Domnul ne spune aici prin Petru că dacă suntem bajocoriți pentru numele Lui Hristos, suntem fericiți, am avut la starea supremă de binecuvântare. Atunci avem dovada absolută că suntem a Lui, că suntem în regulă cu Dumnezeu. Și într-un fel anticipăm aici este suferința pentru numele Domnului Isus Hristos sau suferința în care îl valorificăm în continuare pe Domnul Isus Hristos este o anticipare a șalomului, a păcii, a bucuriei, a împlinirii, a satisfacției supreme de la venirea Domnului. el prezintă puțin diferit lucruri aici. Zice, dacă sunteți bajocuri pentru numele Lui Hristos, ferice de voi. De ce? De ce? Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Asta este a doua motivație. Duhul Sfânt se odihnește peste noi în suferințe. Iar dacă ați citit puțin din mărturile creștinilor care au suferit, veți vedea că în mijlocul suferinței mulți din oamenii aceștia, mulți din oamenii aceștia, mulți dintre ei s-au comportat supranatural. Prin niște suferințe fizice inimaginabile au trecut. Și totuși au putut să cânte, au putut să laude pe Dumnezeu, Biserica a dat o mărturie foarte puternică. Biserica creștină a dat o mărturie foarte puternică în mijlocul suferinței. De ce? Pentru că eu cred că în mijlocul suferinței lucrarea, puterea Duhului Sfânt s-a manifestat într-un mod special față de oamenii aceștia. Și întrebarea este de ce? Păi un răspuns este că au avut nevoie de ea. În mijlocul suferinței au nevoie, nevoie de mai mare putere. Da? Dar în al doilea rând, motivul principal pentru care oamenii aceștia au avut parte de această odihna Duhului Sfânt. Adică Duhului Sfânt să-i facă plăcere să se manifeste în ființa ta. Adică sunt mai momente, cum avem noi de multe ori momente, ne simțim reci, ne simțim goi, ne simțim distanți de Dumnezeu, credem în Dumnezeu de așa o... Ceva lipsește de acolo, da? Nu-i bucurie, nu-i siguranță, ceva lipsește. Un moment în care Duhul Sfânt, Duhului Sfânt să-i facă o asemenea plăcere să fie în viața ta, încât să se manifeste cu putere, să-ți dea o siguranță absolută. O asemenea siguranță și bucurie încât să te ajute să poți trece prin orice tip de suferință pe care ți l-ar putea crea omul pe pământ. Și eu cred lucrul acesta. Nu există niciun tip de suferință pe care cineva să-l poată crea pe pământ și pe care Duhul Sfânt să nu poată acoperi prin prezența Lui. Niciun tip de suferință pe care omul să-l poată crea și, și, pentru care Duhul Sfânt să nu-ți poată da putere să treci prin ea. Și nu să treci prin ea strângând din dinți, rupându-ți maxilarul. Să treci prin ea cu bucurie. Atât de mare este puterea Duhului Sfânt. De ce Duhul Sfânt îi face plăcere să se odihnească peste noi în situații de suferință? Dacă nu e greu, dar nu numai de asta. Auziți, ce? dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos. Vezi, numele Domnului Iisus Hristos atrage într-un fel prezența Duhului Sfânt. Când, să ne imaginăm când Duhul lui Dumnezeu pe suprafața Pământului vede oameni care îl valorifică pe Hristos, care îl iubesc pe Hristos, care să lipesc de Hristos, care să gândesc la Hristos, care e gata să sufere pentru Hristos, care în mijlocul suferinței nu spun una sau spun alta ca să-l onoreze pe Domnul Isus Hristos, acolo Duhul Sfânt se duce ca un fulger. Când găsești un om care se lipește de Hristos, el este deja peste omul acela, dar manifestarea prezenței Duhului Sfânt este specială când un om îl valorifică pe Hristos. Când se alipește de Hristos. Da? Duhul Sfânt se odihnește peste persoana aceea. Este o legătură atât de strânsă între persoana Duhului Sfânt și persoana Domnului Isus Hristos Dacă nu-l -onoresc, nu onoresc pe Domnul Isus Hristos, nu am cum să am parte de o măsură specială de lucrare a Duhului Sfânt sau de o formă specială de lucrare a Duhului Sfânt. O mare parte din creștinismul spun secolului 21 este, spune el, și așa pare, atras de niște lucrări speciale a Duhului Sfânt. Dacă vrem o lucrare specială a Duhului Sfânt, este necesar să ne alipim tare de Domnul Isus Hristos. Și repet, Duhului Sfânt îi face plăcere să se manifestă în persoanele care îl onorează pe Hristos și în special care îl onorează în mijlocul suferinței. Dacă eu i-aș spune la un prieten de-a meu, mă, uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Mi-a dat un BMW, seria 7, nou nouț. Vezi ce Dumnezeu am, mă. Da, interesa, mă, și mie mi-ar plăcea Dumnezeu ăsta, nu? Un asemenea? De fapt, după Dumnezeu ăsta umblă toți oamenii pe pământ. Nu ar trebui să-i faci mare reclamă. Când oamenii se duc la biserică, de ce se duc oamenii la biserică? Doamne, Maica Domnului, să aibă griji de copilașul meu, trece acum prin examen, o adus la bacaloriatul, acum încearcă, are o problemă cu unul altul, cu nu știu cine. Eu l-ai făcut rău, du-te, scrie-l, fă una alta. Oamenii au probleme și se duc la Dumnezeu pentru probleme. Când este arătată slava lui Dumnezeu? în situația asta că îl caut ca să-mi facă mie ceva. Nu, slava lui Dumnezeu i-a este arătată când mi se iau binecuvântările după care alergă toți oamenii și eu continui să-L laud pe Dumnezeu. De asta se vorbirea oamenii cum s-a mirat și nevasta lui Iov. Blastă mă pe Dumnezeu și mori, încheie toată tărășenia asta. Ce e aici? Treci pentru o asemenea suferință cruntă, ce e asta? Dar atașamentul lui Iov era profund pentru numele Domnului Isus Hristos. Acum să știți că de-a lungul, de lungul, timpului creștinismul a, a, preluat expresia asta pentru numele lui Hristos și l-a atribuit o grămadă de lucruri. Și aș vrea să facem o analiză foarte scurtă la ceea ce s-a întâmplat între evanghelici. Lucrurile pe care o să le spun imediat, e foarte important să fac precizarea asta, lucrurile pe care vă voi spune imediat nu sunt lucruri pe care eu le condam și spun că sunt greșită. Ci vreau să spun că lucrurile acestea de foarte multe ori au fost interpretate ca suferință pentru Hristos când ele nu sunt de fapt. Când ele nu sunt de fapt suferințe pentru Hristos. Și au dat un fel de satisfacție din asta evanghelicului român că el suferă pentru Hristos când de fapt el trebuia să sufere din alte, din alte privințe. De exemplu, a existat în, într-o zonă a creștinismului evanghelic un fel de, un soi de etică din asta creștină preluată nu știu de pe unde. De exemplu, n-ai voie să porți cravată, n-ai voie să ai verighetă de nuntă, nu ai voie să te tunzi. Nu ai voie să, nu știu, îți stabileau măsuri la haine. Nu ai voie să consumi sub nicio formă, de asta atingi băuturi alcoolice. Nici măcar la cina Domnului, de asta pune mus acolo, da? Nu ai voie să nu porți batic, trebuie să poți batic și la mare, și la plajă, și la școală, și oriunde. Deci, domnule, niște reguli în astea foarte, 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 foarte stricte. N-ai voie să-ți lași barbă. Da? N-ai voie, trebuie să te... În fine, n-ai voie să ai relații cu soția decât pentru procreere. În rest, da? nu ai voie. Da? Multe reguli în asta. Și unii oameni au zis, domnule, ăsta e creștinismul. Da, e normal. Când m-am dus la școală și o râs fetele de mine că eu eram cu baticul legat sub barbă cu trei noduri, am suferit pentru numele Domnului Iisus Hristos. Bă, nu ți-a cerut Dumnezeu să faci treaba aia. Înțelegi? Și nici să-ți obligi fetele să ducă așa la școală. Nu e cerut Dumnezeu asta. Mă înțelegeți? Nu e cerut Dumnezeu asta. Nu e cerut Dumnezeu să o pună în situația aceea. Nu e cerut Dumnezeu. Și multe alte lucruri, multe, multe idei din astea. Acum, eu sunt total pentru bun simț, total pentru modestie, total pentru decență, total pentru naturalețe. Sunt total pentru lucrurile astea. din toată inima mea și cred că astea sunt pe cale de dispariție. Chiar și între evanghelici. Dar de aici și până la a spune că, fiindcă pe mine m-a bajocorit că mi-am purtat aia așa înseamnă că am fost bajocărită pentru numele lui Hristos, e cu totul altceva. Deci e cu totul altceva. Și unele persoane au început să lege și știți că avem oameni care au, au făcut profeții, s-au amenințat, dacă nu-ți porți așa, dacă nu mai faci așa, dacă ți-ai pus cravată cravata arată în jos, adică spre iad, e o săgeată spre iad. Tot felul de aberace și de lucruri. Nu te ia Domnul la răpire, nu ești mântuit, ești pierdut, ești, ești, ești libertin, Domnule, te-ai lepădat de credință, ești a diavolului niște reguli în astea și te-au te dat diavolului imediat te-au rezolvat, da? care e problema? Repet, problema nu este cu decența, cu dorința de modestie, ci problema este, când te uiți la oamenii ăștia, vezi de fapt că ei au pus egal între a fi creștin și a face lucrurile astea. Pentru ei asta înseamnă să fii creștin. Ei sunt atât de disperați să li se ia lucrurile astea pentru că ei nu pot să definească creștinismul în altfel decât prin niște reguli de astea exterioare că ai cravată sau nu ai cravată, că ai verighetă sau nu ai verighetă, că te-ai tuns sau nu te-ai tuns, că ți-ai pus fusta până în pământ sau nu ai pus-o până în pământ, te-ai pus-o numai până la genunchi. Ei așa definesc creștinismul. Ei nu pot să gândească altfel creștinism, înțelegeți? Numai prin lucrurile astea. Unii oameni care au ce spun acum, zic, a, clar, ăsta e pentru imodestie, ăsta e pentru libertinaj, uite ce să predic acolo. Nu, domnule, spun încă o dată. Sunt pro-modestie, pro-bun uh, uh, pro simț, pro-naturalețe, nicio problemă, nicio discuție, dar să, îmi spui că asta înseamnă că creștinismul este greșit, fundamental greșit. Știi de ce? Pentru că oamenii nu definesc creștinismul în cazul ăsta în care noi am discutat acum, nu definez creștinismul ca iertare de păcate, nu definez creștinismul ca naștere din nou, regenerarea inimii, nu definez creștinismul ca împăcare cu Dumnezeu, nu definez creștinismul ca o, o sfințerie, o sfințenie care pornește din inimă și se vede în toată viața, nu definez creștinismul în primul rând prin persoana Domnului Isus Hristos, nu definez creștinismul prin mântuirea pe el care El o face în noi, nu au găsit câteva reguli și să, asta înseamnă să fii creștin. Nu mai ții regulile astea, nu mai ești creștin, ai căzut de la credință, ți-ai pierdut mântuirea. Total greșit. Modestia, bunusinț, naturaleția au un rol în creștinism. Dar să spui că asta este Evanghelia, este fundamental greșit. Și să suferi pentru că tu ți-ai stabilit niște reguli, este suferință de dragul tău, de dragul ideilor tare și regulilor tare. Dar nu spune că aia e suferință pentru numele lui Hristos? Că nu i, Că nu -i. Și sunt multe, multe alte lucruri de felul acesta. Multe alte lucruri de felul acesta. De aceea este important să observăm lucrul ăsta. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos. Adică să se vadă ceva clar din Hristos în viața mea. Dacă pentru asta suferi, atunci da, glorie lui Dumnezeu. Merită să suferi. Ferice de tine. Duhul lui Dumnezeu sau a peste tine. Și multe din persoanele acestea n-ai văzut deloc lucrarea Duhului sunt în viața lor. Deloc. Deloc. Și apoi la versetul 15, până la final... Petru începe să vorbească despre felul în care Dumnezeu Tatăl este motivație în suferință. Dumnezeu Tatăl. Ia auzit ce spune scriptura. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, sau ca un hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care să amestecă în treburile altuia. Nu știu, vi se pare interesant că pune amestecat în treburile altuia lângă ucigaș și hoț. Vi se pare interesant? Ales păcate mari, nu ucigașul și hoțul. Noi, care poate, noi suntem credincioși, noi nu ucidem pe nimeni, noi nu suntem făcători de rele, nu furăm foarte mult, poate mai semnând una alta, dar oricum, da? nu ca alții, că nu putem. Dar să pună unul care să amestecă în treburile altuia să pune lângă hoție și crimă? Ce ziceți? Da, Petru le pune una lângă alta. Și eu cred că sunt foarte mulți Așa zici și din ăștia băgători în seamă. Nu se poate abține, domnule, dacă nu știe ce faci în pat cu bărbatul. Sunt ăștia oameni bolnavi, femei care au probleme. Nu se poate abține dacă nu știe ce ai făcut tu cu banii. Nu se poate abține dacă nu știe cum ai rezolvat un conflict cu nevasta ta. Nu se poate abține dacă nu știe ce ai făcut tu cu prugii tăi, nu știu ce situație. Nu se poate abține. Sunt oameni care nu se pot abține să nu știe ce ai tu în dulap. Nu mă credeți? Vă spun din experiență personală. Nu se poate abține, domnule. Nu se poate intra la tine în casă. Dar cum ai? Ha, dar pe aici. Nu sunt da aici, acolo, da cum? De ce ți-ai băgat? da cum ai? Ha, măi, da, pe acolo. Bă, aici, nu, aici ar trebui să. Oh, uai, nu se pun acolo, da, A, are în jurul Nu, nici vor. Pu, dar iarba aici. Nu, tu să bagă, oamenii ăștia. Tu, să plece odată și să nu mai vină. El să consideră uh, mesagerul lui Dumnezeu care trebuie să facă ordine la tine în casă. Oameni care se bagă în treburile altuia. Nu vă dau exemplu că sunt Sumedenii și poate și dumneavoastră vă vin persoane în minte, însă îndemnul pentru noi în dimineața asta e să nu fim noi așa. Să nu fim noi așa. Și asta este total diferit de a spune că vechezi asupra fratelui sau asupra sorei tale ca să trăiască în sfințenie, ca să onoreze numele lui Dumnezeu, ca să iubească părtășia, ca să iubească rugăciunea, ca să-și iubească bărbatul și copiii, ca să înțelegeți, e cu totul altceva. E cu totul altceva. O băgare în seamă, da? O băgare în seamă. Petru spune, doamne, nu fi băgător în seamă. Nu te băga în treburi altuia. Dacă suferi din cauza asta, meriți să suferi din cauza asta. La fel cum meriți să suferi dacă ești hoț, meriți să suferi. Dacă ești hoț, meriți să suferi. Dacă ești ucigaș, meriți să suferi. Dacă ești făcător de rele, meriți să suferi. Dacă te amesteci în treburi altor pocăiți, meriți să suferi. Sau altor nepocăiți, meriți să suferi. Și am văzut situații clare în care, așa zis și credincioși, și-au făcut lor înșiși, bă prin faptul că s-au băgat în seamă în altor necredincioși. Și ăștia știu să se întoarcă înapoi. Deci ăștia când se pun înapoi, ăștia știu să se întoarcă înapoi. Și atunci spunem, mă, dacă ți s-a întâmplat asta, dacă asta e cazul tău în adunare, zice, deci eu sufer pentru numele lui Dumnezeu, nu suferi pentru prostiile tale. Aia nu suferință pentru numele lui Dumnezeu. În cazul ăsta, ți-ai luat răsplata. Din potrivă, dacă suferi pentru că ești creștin, primul imperativ, să nu fie rușine, doi, ci să prostlăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta De ce? De ce? Pentru că este un lucru onorabil să fii creștin Este un lucru onorabil să-l ai pe Dumnezeu Este un lucru onorabil să faci bine Slavă Domnului că ești în felul acesta Slavă Domnului, proslăvește pe Dumnezeu, da? Proslăvește pe Dumnezeu în suferință Asta spune în primul rând Despre relația noastră cu Dumnezeu în suferință Proslăvește pe Dumnezeu în suferință În al doilea rând spune să anticipăm judecata lui Dumnezeu în suferință Ia zis ce spune Căci... Suntem în clipa când judecata stă în, să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Uite că Dumnezeu ne stimulează pe noi credincioși și să nu fim făcători de rele, ucigași, hoți, unii care ne amestecăm în treburile altora. De ce? Că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Acum, iarăși este important să înțelegem ce fel de judecată să are în vedere aici. De ce fel de judecată să are în vedere aici? Și două explicații care ambele sunt biblice, vi le prezint, sunt amândouă importante. În primul rând se poate avea în vedere o judecată de răsplătire. Primii care vor fi judecați vor fi creștinii. Când biserica va fi răpită de Dumnezeu, va fi dusă la judecată, la o judecată de răsplătire. Pentru că Scriptura spune foarte clar și orice credincios trebuie să ia pentru sine cuvântul ăsta, cine crede în mine are viața veșnică și nu vine la judecată, la judecata lumii acesteia, da, Vine la o judecată de răsplătire și a trecut din moarte la viață. Prima judecată, vor fi mai multe judecăți, acum intrăm într-o în descatologie, vor fi mai multe judecăți, dar prima judecată va fi judecata bisericii, dar nu o judecată spre mântuire sau spre perzare, ci o judecată spre răsplătire. Da? Asta e prima judecată. De asta spune că suntem în clipa când judecata stă să înceapă. Noi suntem primii care vom fi judecați, da? Noi suntem primii care vom fi judecați. Dar mai există o judecată despre care spune Scriptura care parte biserica. Nu doar judecata de răsplătire, care e prima judecată. Ci o judecată disciplinatorie, o judecată prealabilă, preliminară. Și vă dau un exemplu din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 29 începând, unde Pavel spune așa bisericii din Corint. Că cine mănâncă și bea la cina Domnului, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi, iauziți, mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin au plecat acasă la Domnul. Zice, l au luat acasă la Domnul. l luat. Întrebarea este de ce l a luat? A făcut toată o, o cară în numele lui Dumnezeu că l au luat. Da? l luat acasă la Domnul. Sigur că l a luat. Versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, auziți, ca să nu fim o odată cu lumea. Deci există o judecată preliminară care ni se face nou pe pământ. De ce? Ca să nu mergem la judecata de care are parte lumea. Acum, când Petru spune aici că suntem în clipa când judecata stă să înceapă la, de la casa lui Dumnezeu, Petru nu încearcă să ne jefuiască de siguranța mântuirii. Acum, imaginați-vă, creștinii tre treceau prin suferință. Biserica primară trecea prin suferință și pentru zice vreau să vă dau o încurajare. Nu doar că treceți acum prin suferință, vezi ce judecată vă dă Dumnezeu. Da, să vedeți voi. No, Imaginați-vă ce încurajare ar fi fost pentru ei. Dacă așa a interpretat textul. Unii așa interpretează textul. Da, domnule, mântuirea să pierdă, Pentru că spune Biblia că judecata începe de la Casa lui Dumnezeu. Domnule, vorbește de, cronologic. De unde începe judecata? Judecata începe la propriu, de la Casa lui Dumnezeu. De ce începe de la Casa lui Dumnezeu? Pentru că noi suntem modul de lucru al lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem cei care avem parte de harul special al lui Dumnezeu și normal ca Dumnezeu să ne ia prima dată pe noi la întrebări. Dar modul în care începem judecata de la casa lui Dumnezeu este printr-o judecată disciplinatorie preliminară pe pământ pentru anumite păcate, ne pedepsește Dumnezeu, da. Și începem judecata de la casa lui Dumnezeu prin faptul că atunci când Dumnezeu va aduce istoria aceasta la final, primii care vor fi judecați spre răsplătire, vor fi cei credincioși. Aici nu-ți ia siguranța mântuirii. Cei ce îți dă siguranța mântuirii, da? Îți dă siguranța mântuirii. Prin faptul că spune că începe de la casa lui Dumnezeu, recunoaște că noi suntem casa lui Dumnezeu. Și faptul că începe cu noi și nu avem parte de a doua judecată de aceea necredincioșilor, este o siguranță pe care ne -o dă. Când îți spune că începe de la casa lui Dumnezeu, tu trebuie să te bucuri că începe de la casa lui Dumnezeu. Trebuie să te bucuri că ești din casa lui Dumnezeu. Că modul în care începe judecata de la casa lui Dumnezeu este fie că te disciplinează, ceea ce înseamnă că ești fiu dar cum spune nevrei apostolul nu ești fiu născut din curvie, ci ești fiu, da? cu adevărat, fiu spiritual al lui Dumnezeu. Și începe de la casa lui Dumnezeu, fiindcă ne dă o judecată, este o judecată care duce la răsplătire. Auziți cum continuă Petru? Zice, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Vedeți că face diferență între cele două categorii de oameni? Nu spune Petru că ne judecă la grămadă așa. Și casa lui Dumnezeu, și ne necredincioșii, toți judecați la grămadă. Nu, împărțirea caprelor și oilor, pilda aceea foarte greșit interpretată, nu se referă la asta. Face o diferență pentru noi și sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Sunt două categorii distincte. Ei au parte de sfârșită, ea care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Noi, credincioși, avem parte de o judecată. O judecată spre răsplătire. Da? O judecată spre răsplătire. Iarăși eu este un avertisment foarte clar pentru persecutori și pentru cei care îi făceau pe credincioși să sufere, pentru că ei nu ascultau de Evanghelia lui Dumnezeu și pentru ei era uh, destinat sfârșitul, da? Sfârșitul. Apoi Petru uh, ne arată nu doar cum e rânduită judecata, întâi începe cu casa lui Dumnezeu, cu noi, da? Și se continuă cu cei care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu, ci ne arată Petru și rezultatul acestei judecăți. Versetul 18. Fiți atenți ce spune. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu. Știți care este accentul când citesc cu oamenii versetul ăsta? Că scapă cum? Cu greu. Ăsta e accentul că scapă cu greu. Eu accentul pe care vreau să-l puneți este pe tot ce spune Petru. Că se vorbește în versetul 18, 18, despre ce fel de om? Neprihănit. Deci vorbește despre casa lui Dumnezeu, zice, după aia ne numește, zice, noi. Și după aceea spune că ăsta este neprihănit. Și întrebarea este în ce fel ar putea Dumnezeu să judece un neprihănit cum judecă pe un nelegiuit. Deci este clar că nu s-are în vedere de o judecată spre a hotărâ alt destin decât ăla pe care l-a promis Domnul Isus când a fost pe pământ. Cine crede în mine are viața veșnică. Nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Petru spune, de fapt nu, cred că regândim puțin teologia. Domnul Iisus a vrut să vă încurajeze ca să vă întoarceți la el, dar de fapt lucrurile sunt alea mai complicat. Și voi o să mergeți la o judecată generală cu cei necredincioși și o să vedeți voi ce vi se întâmplă acolo. Mă, nu mai trăiți în păcat, mă! Nu asta spune Petru. Petru nu ne numește aici, ne numește casa lui Dumnezeu, noi, și spune cel neprihănit, dicaios, cel neprihănit, cel neprihănit. Și spune că cel neprihănit scapă, întâi ai să o scapă cel neprihănit. Deci cel neprigănit nu are parte de sfârșit. Zice, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? De deci, ce au parte de sfârșit? De distrugere. Dar despre cel neprigănit se spune că scapă. Aleluia, aici e o siguranță care ți-o dă. Mă, scăpăm cu greu, dar scăpăm. Asta e important, scăpăm. Da? Cel neprihănit scapă și este foarte interesant că Petru folosește termenul, nu știu de ce Cornelescu a schimbat, termenul folosește Petru folosește termenul sozetai, care este de la sozo, de la mântuire. Exact termenul pentru mântuire. Cel neprionit este mântuit. Asta spune Petru. În limba originală asta spune Petru. Cel neprionit este mântuit cu greu. Dar e mântuit, Domnule. Dar este mântuit. Este mântuit. Este o siguranță pe care ne-o dă Petru aici. Pentru mine este absolut imposibil de înțeles cum oamenii pot să citească o propoziție atât de simplă și să extragă de aici amenințări, avertizări, imperative și tot felul de lucru. Când Petru pur și simplu face o afirmație, ne dă o siguranță. Cel neprihănit scapă cu greu. Dar scapă, da? Despre asta vorbește. Că cel neprihănit scapă cu greu. Nu spune, aveți grijă, să ar putea să nu scăpați. Nu asta spune Petru. Scăpați dacă! Nu spune Petru asta. Spune, cel neprihănit scapă cu greu. Este o afirmație. Nu ai ce adăugat la ea, nu ai ce scoate din ea, nu trebuie să punem note de subsol aici, da? De ce spune Petru că cel neprihănit scapă cu greu? De ce spune Petru că cel neprihănit este mântuit cu greu? De ce? Păi eu cred că mântuirea este cel mai grozav lucru care ne l-a dat Dumnezeu vreodată. În același, în același fel, Pavel vorbește în Filipeni capitolul 2 când zice să duce mântuirea noastră până la capăt. Cum? Cu frică și cu cutremur. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ceea ce Dumnezeu a lucrat și lucrează în noi, nu este un lucru ieftin. Faptul că mântuirea nu se pierde nu înseamnă că este un lucru nevaloros. Aha, nu se pierde, păi, mare lucru a făcut Dumnezeu pentru noi. Mergem așa prin viață, cum spune Budac. Ha, ha, trăiești, ești mântuit, mergem, nu avem nicio treabă. Da? Și după el alt, o grămadă de predicatori. Unii mai învățați, alții mai neînvățați. Unii cu doctorate, alții fără doctorate. Toți spun aceeași poezie. Ha, ăștia care spun că nu se pierde mântuirea, înseamnă că poți să trăiești cum vrei tu. Nu, domnule. Și Petru, și Pavel, care dau siguranță că cel neprihănit scapă cu greu, spune, domnule, să scapă cu greu pentru că mântuirea este o lucrare importantă, valoroasă, este cel mai important lucru care ne-a dat Dumnezeu pe pământ. Și având în vedere ispitele și poverile de pe pământul ăsta și necazurile și suferințele și tot ce se întâmplă, toate lucrurile care ne bombardează din toate, din toate direcțiile ca să apostaziem, ca să ne lepădăm, ca să renunțăm, având în vedere toate lucrurile astea, faptul că ai ajuns până la final, ai fost mântuit, ai fost mântuit cu greu. Și este într-adevăr lucrul acesta adevărat. Când te uiți la toate circunstanțele nefavorabile prin care trece pe pământul acesta și bombardamentul ăsta de ispite, de pofte și de necazuri de suferințe și, tot ce ne... și de prosperitate și de tot ce ne face ca să ne dezlipim de Dumnezeu într-adevăr te uiți și zici mântuirea într-adevăr a fost făurită cu greu. Dar a fost făurită, slavă Domnului. Și cel neprihănit spune Petru aici, scapă cu greu. Dar scapă, da? Dar scapă. Și întrebarea este retorică de la Petru, zice ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos. Nu discută Petru ce se va face cu el, dar ne dă de înțeles că lucrurile nu sunt cum trebuie, da? Și Petru apoi după ce ne arată că după ce ne arată că există o judecată din partea lui Dumnezeu pentru biserică și pentru ceilalți necredincioși, după ce uh, detaliază lucrul acesta, în versetul 19 încheie și ne spune cum ar trebui noi să ne raportăm din nou la Dumnezeu Tatăl în suferință. Zice așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, adică nu ca un ucigaș, ca un hoț, ca un făcător de rele sau ca unul care îți bagă în seamă, care se amestecă în treburile altuia, da? Ci ca un creștin, da? Omul ăsta care îl proslăvește pe Dumnezeu, omul ăsta care anticipează judecata de răsplătire a lui Dumnezeu, omul acesta spune să-și încredințeze sufletele credinciosului iziditor și să facă ce este bine. Toate aceste trei motivații legate de Dumnezeu Tatăl merg într-un fel în cascadă, se leagă una de alta, da? Spune, nu suferi pentru rău, ci pentru bine. Așa îl prosti să le vezi pe Dumnezeu. Când treci pe suferință, gândește-te la lucrul să Trec prin suferință, orice fel de suferință. Vreau să-l prosti să, să le vezi pe Dumnezeu, să nu fac rău în mijlocul suferinței. Dar vreau să proslăvesc pe Dumnezeu prin suferința asta. Vreau să arăt că Dumnezeu e valoarea supremă a vieții mele în suferința asta. În al doilea rând, voi trece într-un asemenea mod prin suferință știind că Dumnezeu va duce o judecată de răsplătire. Și Dumnezeu va contabiliza și felul în care trec prin suferință. Și lucrurile la va răsplăti. Pavel spune în alt loc, da, că suferințele de acum cântăresc o greutate mare de slavă pentru noi. Și apoi, în ultimul rând, zice Petru, în mijlocul suferinței, încredete în Dumnezeu. Încredințează sufletul credinciosului ziditor. Și motivația este foarte, foarte puternică, pentru că el spune să ne încredințăm sufletele credinciosului ziditor. Credinciosului ziditor. Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. Dumnezeu e credincios legământului său. Dumnezeu e credincios a ceea ce a lucrat, a dat în noi. El va duce la bun sfârșit. Eu pot să mă bazez pe Dumnezeu în mijlocul suferinței. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Și Dumnezeu este în stare să ne țină sufletele noastre nu doar pentru că e credincios, pentru că el e ziditorul lor. Da? Și apoi spune încredințează sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Eu consider că nu este la voia întâmplării că prin evenimentele astea prin care trecem acum și prin care vom mai trece, suferim unii și alții într-un anume fel, Poate ne este greu să ne înțelegem suferința unii altora, însă încurajarea lui Petru și cred că încurajarea lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta este să ne uităm și să recitiți pasajul ăsta, să ne uităm la felul în care întreaga dumnezeire are un efect asupra vieților noastre foarte puternic, supranatural, în mijlocul suferinței. Și de fiecare dată când suferim, să ne da Dumnezeu harul să înțelegem felul în care putem trece prin suferință ca niște creștini. Amin.